legată de populația României, dar ce înseamnă că suntem din ce în ce mai puțini. Eu m-am uitat la altceva, economic, m-am uitat la altceva. Și vreau să te enervez la sfârșit. Păi nu vreau să zici imediat, dar lasă-mă doar să citesc doar asta. INS, Institutul Național de Statistică, anunță noi date de la recensământ. Românii fug din marile orașe spre comunele limitrofe, populația îmbătrânește, doar în 3 județe sunt pe creștere. Și e un... adică e dezastru și aici. Zi din punct de vedere economic. Eu mă uit la altceva. Eu, social-democratul, dar care totuși... O să-mi agăț eu, vorba lui Mirel, medalia post-mortem a codului fiscal din 2015, ăla cu taxe mici. M-am uitat că tot INS-ul a publicat media salariilor. E 7.600 de lei la stat și 5.500 de lei în privat. Bă, nu sună bine pentru o țară nu mi se pare în regulă, spun capitalistă, sincer. Nu? Eu, om care am lucrat la stat o mulțime de ani, care lucrez și în privat, primul meu serviciu a fost în privat, la McDonald's, dar acum mulți ani. Păi și în Franța ai lucrat? Nu mi se pare. În Franța erai la stat. Nu, la Franța. McDonald's am lucrat în Franța. Cum? Păi la nu, erai angajat al DIE, al SIE. Aia nu e la stat? Nu, noi ați privați la ei. La ei sunt privați. Ai luat-o la 17 ani, nu mai știu cu Ceaușescu. Ai luat-o pe asta, nu te-ai M-am amuz. Da, eram capitan la 15 ani, știi cum, ca în Jules Verne. O să vină ziua... Stai un pic. Deci tu care ești întreprinzător privat, vreau să spun ceva serios despre economie. Te rog. Și tu o dai pe glume. Ok, eu revin. Nu e nicio glumă, ne vom întoarce într-o zi. Deci eu am ajuns să spun, dom'le, deci dacă ăla de la privat zice, șeful, îmi pare rău, mi-am găsit un post la primărie sau la autoritatea nu știu care să... Și tu îi zici, da de ce mă? Vorbești păi îmi dă mai mult. Salarii brute vorbești. Păi care? Că impozitarea CAS-urile sunt aceleași. Bun, nu, zici de salarii brute, 7.000. Da. Deci la stat deci avem o problemă. Da, mare. A doua problemă care rezultă din aceasta deci este următoarea. Deci cât este un pic? 7.500 la stat? 7.600 la stat și 5.500 la privat. A doua problemă, următoarea. România, tu ești un străin care are bani și vrea să investească. Forța de muncă nu mai e ieftină, e scumpă și nu o găsești. Nu, deloc. Infrastructura a rămas la fel de proastă. Prețul la energie e cel mai mare din Europa. Avea un singur argument. Dom'le, taxele cele mai... Vorbeam azi cu Mihai Daraban de la Camera. Zicea, bă, aveam și noi un argument când ne duceam pe afară și ei ziceau, dar de ce să vin, bă, în România? Înainte știți cum spuneam, sunt salarii mici, nu mai sunt mari. E energie ieftină, nu mai e mare. Infrastructură știți, o facem, n-am făcut-o. Dar aveam un argument. Bă, voi știți cât sunt taxele pe alea, pe nu știu ce. Dom'le, pe alea le cresc. Păi ai socialdemocrații tăi. Nu e. Cum? Liberalii. PSD-i. Liberalii. PSD-ul crește taxe. Nu, PSD-ul a scăzut taxe de principiu și eu le-am scăzut. PNL-ii au crescut deja? Păi le-au crescut. A, tu vorbeai de ce s-a întâmplat. Asta sunt știu. Crescute de anul ăsta. Credeam că o să le crească din nou. Stai un pic. Probabil, nu știu, abar n-am. Dar le-au crescut de anul ăsta. S-a auzit că s-au crescut deja. Și întrebarea mea e, dom'le, am înțeles... Ucraina, foarte bine, să ne mai bată Zelenski pe românii de acolo, că noi suntem cu ei. Dar tu ai văzut comunicatul ambasadei Ucrainei? Nu mai avem timp. Ne-a certat, bine, nu? Da, bineînțeles. Păi logic. Și ai văzut vreo oficialitate, vreo autoritate din România să răspundă ambasadorului ăla obraznic? Ana, am aici asta sau mi-ai trimis-o am pe telefon? Zi mersi că eu ți-am zis, mie mi-a plăcut atunci când ambasadorul la Vatican l-a certat pe sanctitatea sa papa. Că a zis că nu e ok când îi împușcă pe ea, pe prizonieri. Și l-a certat, m-am gândit că îl schimbă pe papă, se dă un decret prezidențial. Pentru că totuși trebuie să mergem pe ideea democratică. Adică fără partide, fără presă și cu... Oricum, mă distram acum, dacă vrei să-ți spun, mă distram că au început să găsească prin tot felul de țări, din Africa, din Asia, de nu știu ce, rachete, chestii de-astea pe care le trimitem noi în Ucraina. Și toată lumea întreabă, bă, dar cum au ajuns acolo totuși? Că nu le-au tras ucrainienii până în Africa, nu? Deci, să nu găsim niște tancuri, ceva prin... Băi, am o veste foarte proastă pentru tine și pentru toată lumea. O veste foarte bună, scuze. E vorba de un, că au cerut ucrainienii un F-16. Nu, lasă, cer multe. Un submarin, dar nu mai găsesc. Au cerut un submarin. Să-l dăm pe al nostru. Ucraina are nevoie de până la 200 de avioane de luptă. Deci nu un singur. Nu mai, că submarin nu mai vorbim și mâine, că mâine, uite, avem generalul și discutăm mâine. Vezi, te șoc, decizie istorică, nu mai. Vrei să spun ce mi-a zis Băsescu când am luat F-16 eu? E, 12. După tancuri, Ucraina cere Germaniei un submarin ca să elimine flota rusă din Marea Neagră. Înțelegi? E nevoie doar de un submarin. Da, spune-mi, te rog. Ce? Ce a zis? 2012, apropo de faptul că, domnule, cum să fiu anti-american sau anti-NATO? M-am dus eu să cumpărăm 12 F-16. Și Băsescu mi-a zis, ce ai mai nebunit, de ce cumperi? Și cum, domnule, dumneavoastră ați semnat parteneriatul strategic și ce, da, mă, dar eu le-am promis că luăm, nu le luăm. Ce te-ai apucat să le iei? Știi? Băsescu, șmecher așa, zic, cum, domnule, cum? Și eu le-am promis, mă, dar nu le-am luat. Te-ai apucat, ai venit tu să le iei? În ultima perioadă, pe fond, da, o să dezvoltăm, o să dezvolt cu Ion Cristoiu. Stai puțin să mai spun completarea. Acum suntem singura țară care plătim în avans. Ce, cum, știi că și producătorii americani sunt obișnuiți. Că noi spunem da înainte de a ni se pune întrebarea. Dar noi și plătim. Și aia zic, dar nu putem să vi le livrăm acum. Nu-i nimic, noi vrem să dăm banii. Vrem să dăm banii ca să fim siguri de ele. Să fim siguri, să nu le dați la alții. Da. În ultima perioadă, pe fondul adoptării legii Ucrainei, privind minoritățile comunității naționale din Ucraina, în mass media și discursul public din România au apărut informații și comentarii de natură distorsionată și manipulatoare care denaturează realitatea. Cu părere de rău, chiar și în condițiile războiului pe scară largă al Federației Ruse împotriva Ucrainei, ok, precum și a sprijinului puternic al Ucrainei din partea autorităților și a poporului român, ok, se difuzează mituri cu privire la statul care apără cu prețul vieții cetățenilor săi independența, libertatea și democrația întregii Europe. Ce legătură e una cu alta? Dar cine a zis că nu e așa? Da, n-a zis nimeni. În acest sens, ambasada Ucrainei în România consideră important evidențierea unor fapte. Care este faptele? Vorba autorului. Da. Ucraina acordă o atenție deosebită și neschimbată respectării drepturilor minorităților naționale. Poftim? Păi e schimbată, că s-a adoptat legea care zice că n-au voie nu, și în limba respectării lor. Drepturilor, da, minorităților. Păi falși, cum ar spune Elena Ceaușescu. Legea privind minoritățile comunității naționale din Ucraina, adoptată în Ucraina, este un pas progresiv și semnificativ. Victor, să mă apuc eu acum să zic ambasadorului să-l fac în... Mi-e ușor, dar nu sunt genul. Totuși un limbaj... Da, vrei să spun am folosit un limbaj abuziv când a venit vorba de dobitocul de Vlad Voiculescu. Dar Marius, să vii cu tupeul ăsta, să vii și Au dreptate, domnule, să vină cu tupeu. De ce? Îți spun eu de ce. Știi cine a sesizat din România Comisia de la Veneția și a zis, domnule, vă rugăm frumos să vă uitați pe lege. Băi, un senator, Cornățean, Titus, n-a sesizat președintele României, n-a sesizat guvernul României, n-a sesizat Parlamentul României. Un senator a sesizat. Tu-ți dai seama, normal că ambasadorul ucrainean zice, hai mă bine, lasă-l pe Cornățean. Restul, ia-l la palme. Să vină cineva, adică obrăznici. Obrăznicia ambasadorilor este recunoscută peste tot în lume. Bravo, și se facă asta, normal că face și în România, pentru că își permite. Cancelar cum l-a făcut? Caltaboj? Ce a zis? Lebăropărit, da. În sensul că nu se... Pă, papa i-a zis să-și vadă de treburile lui și mai tacă din gură. Nu vine. Este recunoscută aroganța și felul ăsta foarte agresiv. Dacă pot. Că ei sunt buricul pământului peste tot. Și în România care ajută la mijlocii. Vezi că la Ankara e foarte cu minte ambasadorul ucrainean. La Ankara, da, pentru că e vorba de... Că seara îl prinde avionul de Kiev. Da, să nu vină... Dar până la urmă ambasadorul își face treaba. Hai să vorbim așa, un reprezentant. Dar tu, autoritatea statului român, să nu vii să-i spui nimic după ce ăsta vine și spune ce spune, mi se pare strigător la cer. Cine să aibă curaj să-i spună ceva? Păi avem... Poate Titus. Păi avem... Nu, avem așa, avem președinte. N-avem. Avem prim-ministru. N-avem. Avem ministrul de externe. Da, ce să mai avem? Dacă avem șef al opoziției. Cine e șeful opoziției? George. Dar nu știu de ce George n-a zis nimic. Avem președinte la PSD. Dom'le, aici nu mai zici că n-avem. Aici nu se ocupă de asta. Păi cum adică? Ești președintele celui mai important partid din România și viitor prim-ministru, nu? Vrei tu să mă pui rău, n-ai cum. Vreau să te...